la colecția mea de ghendame. Nu am foarte multe ghendame, am doar 5. Nu foarte multe, dar o să mai strângem pe parcurs și... Da, hai să începem. Prima ghendame a fost un blue fake, fake black, care m-a jucat destul de mult timp cu ea, în urmă, foarte urât, am desemnat-o peste tot. Și chestia asta e ciudat, că de când nu e ciudată, e lovită foarte tare. Deci, dacă mai avem... Și doua mea când am fost una puțin fake, adică un caro vai de capul lui Spy cu tocit la maxim. O, n-am ce să-i fac, dar asta e. Deci, hai să trecem mai departe. Al treia mea când am fost un solid blue. Interesant. Am fost un de una jumate. Destul de bun. N-am tot ce pus în spike. Nu are probleme. Chiar mere bine. Am ăsta cu sit. Nu am dispăr nimica. Nimic. Cupele sunt destul de bune. Da, e bună pentru începător. Nici chiar pentru începător, aia e un începător. V-am arătat-o înainte, adică asta. A patra mea kendama, adică penultima kendama mea, știu că a fost foarte scurt de clip, este un crop. Care m-a învucat foarte puțin cu el. Nu este mai pe la colecție, este foarte bun. Am sărit decât într-o parte cu seaua, uite, aici am mai sărit, aici am mai sărit, puțin pe aici, aici așa, aici, aici puțin, aici iar puțin și vine ca la mai multe părți, nu mai stau eu. Și ultima mea când am fost în oastele dins, adică nu l-am de mult, l-am decât de câteva zile, de vreo 4 zile, cam așa. Da, de 4 zile l-am. Nu s-a tocit absolut deloc spike-ul. Avem aici toate chestiile foarte faine. Ață neagră. Și ăsta e așa, dragonul. Anabila nu este stricat aproape deloc. Este bun. În loc să spun să fie puțin am bun stat, cred că vă arăt imediat. Are aici un loc de biluță, are rument toată lumea, dar să știe asta cum puce rumentul numai azi are rument, e bun când am. Cam atât cu episodul ăsta, eu am fost Robi și da, cam atât cu episodul ăsta, papa.